În secundă trebuie să iei un pumn să-i spargi gura, bă. Nu există așa ceva, mă. Bă, ce vă spun eu, asta e instinctul masculin, mă. Bă, ăsta pe care le spun eu. Bă, tu înțelegi? Acțiune! Ce? Așa azi. Așa azi tu. Și nu vorbi așa cu mine ca să-ți potul. Așa azi. Gata, filmezi? Filmează! Faci întreabă. Bună ziua! Eu sunt Vica Dragobeata. V-a fost doar de mine. Și normal că v-a fost doar că dacă nu vă potul. Și normal. Bine, am hotărât să fac acest video pentru că am descoperit o domnișoară pe internet, Dana Budeanu îi spune, de la România, care se dă ea cu părerea despre tot și despre toate și am hotărât să fac și eu așa o emisiune, dacă îmi permite să spun așa. Și astăzi o să vorbim despre femei și despre bărbați. Bărbați, mamilor de bărbați, 5 bărbați lăsați în 2 săptămâni. Zibilism, săptămâni de pandemie. Să se nominalizeze acolo, scrie, papușelul, tu scrii? Tu scrii acolo în cameră, da? Foarte bine. Știți că se spune că femeia trebuie să stea acasă, să aibă grijă de copii, dar bărbatul trebuie să îmble deasula. Așa crede el bărbatul. Că bărbatul trebuie să bată cu pumnul în masă. Da, 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 papușelul. Într-o zi o bătut, papușelul meu a bătut cu pumnul în masă, i-am prins mâna și am băgat cuțetul fix în mijloc. A început să curgă sânge pe toată masa. Au zis că sânge, sânge, zic, sânge! Yeah! Dacă să găsați scăvini la mine, yeah! Sânge! Ia treci în coași, papșelu! Da. Ia vină la mine. Da, mai repede. Mișcă, stâng drept. Cu tot cu mâna ta treci. Zibilism! Haide, mișcă-te ca să-ți... Treci acolo. Așa, zi-te jos. Pe scaunul verde. Pe scaunul verde, cum treci tu la semafor și cum eu niciodată. Pune mânuța aici. Așa. Vedeți mânuța? El aplaudă cu mânuța aceea, așa ca... Ca foca! Îți place așa, da? Stai acolo. Se mai spune că bărbatul trebuie să stea, iar femeia să stea la bucătărie. Da, 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 păpușelul. La bucătărie. M-a trimis într-o zi păpușelul meu la bucătărie. M-am dus acolo, m-am făcut țapăn. În două ceasuri a venit, a zis că da, unde-i mâncarea? Zic, unde-i mâncarea? M-a ridicat de pe scaun și am f***t în cap, în bot, l-am întrebat, ce te simți? O zic că mă simt. Zic, foarte bine. Ține gura! Dar ce, o ieși din geraj din gurița mea. Văd că ți-a râde. Se mai spune că... A, pe urmă m-am uitat la domnul atunci, cu cine era, cu... Că aici să-ți fădeau... Stepan Meșcov și cu Vica Bonea. Că dacă eram în locul lui Vica, că ne p***am o sticlă în cap, eu spargem! Dar nu eram. Nu eram în locul ei. Se mai spune că bărbatul trebuie să decidă pentru femeie. Da, 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 da. Bărbățelul meu a decis pentru mine să-mi cumpere 5 mașini în 2 săptămâni. Că eu le rasc pe toate. Că ultima dată eram așa cu piciorul pe gaz și cu asta sub cur. Așa apăsam. Că tormoz nici nu m-a interesat. Dar ce ne trebuie nouă tormoz? Că există stâlchi. Zibilism. Dar ce râzi, ia-mi du-te și ne-a dă altă pivă. Că asta s-o răsufla de când filmăm. Haide, fuga. Fuga. Un, doi, uite, 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 uite ce curare. Ce curare. Grăsuț. Îi fac cărniță de rață la disc. Dar îi mai place. Chelner, mai repede! Mai întâi plătește pe asta! Tu te iertați-mă, vă rog, pentru o defecțiune tehnică, repejor, și revenim!